Hristos a înviat? Adevărat a înviat. Iată, intrați în cantonament în ziua sfântă de Paște, ziua Învierii. E un program dur, dar ne puteți spune cât de mult i-a afectat pe jucători faptul că se vor antrena astăzi și... Bună ziua! Da, ce să zic? Suntem profesioniști, trebuie să ne adaptăm, trebuie să luăm lucrurile așa cum sunt și chiar și în această zi sfântă să ne pregătim pentru un joc foarte dificil. Nu suntem în cel mai fericit moment pentru noi, dar am încredere că putem să ne unim și să arătăm mult mai bine. Este partida de mâine decisivă în lupta pentru titlu, în sensul că dacă s-ar întâmpla să pierdeți, șansele echipei dumneavoastră de a lua campionatul s-ar înrui? E un meci foarte important. Sunt trei puncte importante, dar nu cred că sunt decisive din punctul meu de vedere. Mai sunt de jucat încă 5 meciuri în afară de acesta, așa cred că se poate întâmpla orice. Așa cum am mai spus-o, cred că titlul de campion va fi decis după ultima etapă. La ce față a echipei dumneavoastră să ne așteptăm mâine la Giurgiu, fața echipei din tur și din meciul, din returul campionatului de pe Arena Națională sau cea din ultimele partide? În care jucătorii dumneavoastră au cam gâfâit. Ținând cont și de absențele pe care le avem, nu putem să arătăm la fel ca în turul campionatului. Cert este că vom face tot ceea ce depinde de noi să arătăm cât mai bine și cel mai important să reușim să câștigăm printr-un joc colectiv, printr-o exprimare mai bună a jucătorilor noștri, deși chiar și în ultimele jocuri cred eu că exprimarea a fost destul de bună, însă n-am reușit să câștigăm. Sper ca mâine seară să fim bucuroși și după o victorie. S-a discutat în ultimele zile în presă despre revenirea lui Darius Olaru și bineînțeles despre importanța lui în echipă. Ne puteți spune ceva despre asta? Încă mai sunt câteva semne de întrebare în privința lui. Nu este complet refăcut 100%. Vom vedea și după antrenamentul de astăzi și cel de mâine dimineață dacă ne vom putea baza pe el din primul minut sau pe parcursul jocului. Momentan mai avem câteva semne de întrebare în ceea ce îl privește. Le-ați făcut vreo concesie jucătorilor astăzi vis-a-vis de meniul de la masă? Da. Da, normal. Am stat cu toții, am mâncat masa de prânz. E ceva normal, mi se pare. Chiar dacă avem meci mâine, totuși e o zi importantă pentru toată lumea. Ok, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.